Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Surprinzătoare legate de campionatul ăsta mondial de fotbal din Qatar. Diferențe de civilizații, civilizaționale, nu știu dacă mai bune sau mai rele, puneți-vă în următoarea situație, fiți atenți. Deci, o jurnalistă din Argentina, săraca, așa, care a fost jefuită în Qatar, a fost întrebată la poliție cum vrea să fie pedepsit hoțul când lor prinde. Serios? Da. Adică ce pedeapsă să-i dea? Da. Da, mă, de alea, să-i gândile, să-l dea cu miere, să pună fulgi pe el. Da, i-au dat de ales, a avut de bifat. Și, vă rog, când îl prindem, bifase aici ce să-i facem. Da. Și asta s-a șocat. Deci ea povestește, mi-au furat portofelul când eram în direct, zice. A spus că n-au jefuit, pur și simplu i-au fost de buzunare, adică nu s-a întâmplat, n-au tâlhărit-o. Da, da, da. N-a fost cu violență și scrie, sunt la secția de poliție. M-au trimis aici să reclam, pentru că ei garantează că totul este sub control și că vor găsi portofelul în care aveam documentele, banii, cardurile, tot, tot. Uh-huh. După care scrie pe rețele sociale, zice, la un moment dat m-au întrebat, cum vrei să fie pedepsit? Pentru că îl vom găsi, avem camere performante peste tot. Și am crezut, spune fata, că am înțeles greșit traducerea, dar nu. Au insistat să mă întrebe ce sentință vreau eu pentru hoț. Dacă vreau să fie condamnat la 5 ani de închisoare, dacă vreau să fie deportat. Au insistat să mă întrebe ce pedeapsă vreau eu. Mi-au spus că pot decide eu. Dar nu, am spus că doar îmi vreau lucrurile înapoi. Mi s-a făcut pielea de găină pentru că mi s-a părut foarte ciudat, a declarat ea. Acum, ea nu era foarte nervoasă, era clar că în portofel n-avea cardurile de la farmacie. Că dacă ar fi fost cardurile alea, sigur era ușor mai nervoasă. Dar avea ideea în sine mi se pare tra-la-la. Are de reduceri. Păi da, mă, dar așa, fiecare societate are justiția ei, nu? Procurorii trebuie să știe ce se ceară. Bă, dacă corect să... Că acum vreau, la discuția asta, da, vreau să asist. Deci explică, ești în această situație, da, îți fură mici. Tu te duci la obor, îți iei niște mici și mi-i fură. Pui pe masă, da, și când te întorci, vorba aia, să-ți mai iei o murătură, un castravecior, o bere. A venit unul și haț a dispărut micul. Da. Și nu ți-ar mici, plăcea să ai un bif acolo, să te întrebe ce vrei să-i faci? Și să vine poliția, domnul Luca. Haideți să facem ceva frumos. Haideți să ne înțelegem omenește. Da. Așa e la noi vorba. Să ne înțelegem omenește. Avem aici mulți pensionari care stau cu ochii pe mici. Da. Și o să-l prindem pe nenorocitul de hoț. Da. Ce să-i facem? Pune-te în situația asta. Tu ce-i zice? Păi, încă o dată, depinde dacă... Mă, serios, mă, stai să fie zoferă. Iar sări muștarul, în primul rând. Da. Să fie formă. Stai, mă, un pic, că ăsta i-a dat două variante. Hai să fim oameni. E cu puncte, mai, poate mai sunt și altele, că nu a întrebat-o și dacă are vreo idee ceva. Nu cred. Bun, nu, da, cred că poți să alegi orice. Bă, dar ești în situația asta. Deci, nasol, îți jefuiește casa. Îți fură din casă tot. Da. Și poliția vine și spune, ok, când îi prindem, ce să le facem? Tu trebuie să decizi. Păi la noi nu știi că dacă... E la ok? Noi... Da. De ce, mă, frate? Mie mi se face pielea de găină. Da, nu e o pedepsesc, era... adică aveți legi, faceți asta, nu mă puneți pe mine să-i tai o mână ăluia, care-i treaba? Îl știi, mutilez, că depinde și cât de afectat ești, că vorba lui George, una e dacă îți pură portmoneul cu carduri de la reduceri și alta e dacă ai și poza lui Fitania. Băi, nu știu dacă s-a furat vreodată ceva. Eu am trecut prin asta. Da, ești super furios când ți se întâmplă. Ai senzația că ți este violată intimitatea. Chiar dacă n-ai pățit nimic. Mi-au furat o cameră foto dintr-o geantă, nu m-au lovit, nu mi s-a întâmplat nimic. Mi-au furat o bicicletă de pe casa scării, la fel, nici n-am știut când. Dar am fost super furios. Dar ideea că poți să te răzbun tu direct, mi se pare, cum să spun, frichi și ne la locul. Stai, mă, că tu propui o pedeapsă, asta nu înseamnă că se și aplică, nu? Bănesc că mai treci printr-un proces, adică... Ăștia te întreabă să râdă de tine. Ia, mă, să vedem ce vrea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.